Liderul Partidului Democrație Acasă, Vasile Costuc, fostul deputat PD Veceoslav Nedelea, precum și al treilea figurant, Elena Baraboi, au fost plasați în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Potrivit procurorilor, cei trei ar fi acționat în interesele unui grup organizat și ar fi participat la tranzacții fictive. Domnul Costiuc a avut un rol de complice în executarea unei laturi a infracțiunii. Totodată, ca organizator și ca subiect special a infracțiunii, sunt funcționarii publici. Și accentuez faptul că la situația de comitere a infracțiunii de acte de corupție, unde există în genere subiect special, respectiv complicele sau persoana care a contribuit cu alte activități asupra cazului dat, deci nu este obligatoriu deținerea unei calități speciale ca funcționar public. Domnul Costiuc, vă recunoașteți vina? Nu puteam să recunoaștem vina pentru că e o făcătură ordinară a celor care trag sforile. O să vă spun detalii. Șefii de la procuratură care vor să revină în funcție procuror general. Vasile Costiuc era înconjurat de mascații CNA și nu a fost lăsat să discute cu presa. Potrivit procurorilor, persoanele reținute ar fi acționat în interesele unui grup organizat și ar fi participat la tranzacții fictive. În consecință, 10 de terenuri ar fi intrat în posesia membrilor familiei, a rudelor și a apropiaților fostului primar de Durlești. Dosarul a fost intentat în 2011, iar în 2013 a fost expediat în judecată. Principalul învinuit, fostul primar al localității Nicolae Crudu, precum și un fost consilier local, dar și cel puțin două dintre părțile vătămate și trei martori s-au stins deja din viață. În noiembrie 2021, fiica fostului primar de Durlești, Diana Crudu, a fost reținută, iar în prezent se află în arest la domiciliu pe un termen de 30 de zile. Schema infracțională de deposedare a primăriei orașului Durlești de terenuri a fost pusă în aplicare în perioada 2005-2007. Este vorba de 25 de terenuri în valoare de peste 7 milioane de lei. Pentru repararea prejudiciului, ofițerii CNA au solicitat Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale să identifice și să aplice sechestre pe bunurile a doi figuranți în dosar, fostul primar de Durlești și fiica acestuia.